Bun găsit, doamnelor și domnilor. Avem noi cifre din partea grupului de comunicare strategică. Nu scădem sub pragul de 4.000 de cazuri noi. Astăzi avem 4.013 noi infectări, 73 de decese, aproximativ 30.000 de teste au fost făcute în 24 de ore. Într-adevăr, și testarea este una mai susținută față de perioada anterioară. Aproape 30.000, peste 30.000 am avut ieri. Astăzi avem 29.646 de teste, mai precis. Avem și mulți români în stare gravă la ATI, 721 de români la terapie intensivă și 777 de cazuri noi în București. Chiar și așa, se pare că nu am ajuns la 3 la mie, deci încă nu poate fi aplicat așa numitul scenariu roșu pentru București, cel care ar implica mai multe măsuri restrictive. Ar însemna cumva închiderea școlilor, mai multe restricții, poate anumite chestiuni noi care ar putea să intervină. Oricum se închid din nou cinematografele și teatrele, deși acestea au fost, ar trebui să fie redeschise în aceste zile. Se închidă și restaurantele în interior, probabil că și terasele. Vom ști dacă este cazul sau nu pentru astfel de măsuri restrictive în zilele următoare, atunci când probabil vom ajunge, că nu mai avem mult până când ajungem la 3 la mie. Liliana Năstase, senior editor B1 TV, alături de mine în platou și mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Și de asemenea alături de noi în legătură telefonică directă, Virgil Chițac din Constanța, este primarul ales al Constanței. Vom vorbi și cu alți invitați pe tema noilor cifre. Aș vrea să le comentăm puțin, Liliana, încă n-am ajuns la 3 la mie. Cât ar mai fi până când ajungem la 3 la mie? Incidența calculată astăzi este de 2,82 la mie de locuitori. Cel mai probabil până duminică se va ajunge la 3 la mie. Însă nu acest coeficient mi-a sărit mie în evidență, ci faptul că astăzi înregistrăm un record în capitală, 777 de persoane confirmate în ultimele 24 de ore și de asemenea cifra uriașă, spune eu deja, de la terapie intensivă, 760 de persoane sau cam așa, având în vedere că noi avem paturi dotate aproximativ 1000. Așadar, în acest ritm, din păcate, este foarte posibil ca în scurt timp toate paturile și toate locurile la terapie intensivă să fie ocupate, ceea ce pe românește înseamnă că se va ajunge la o alegere. Sună cinic, dar asta este realitatea. Da, este ce anunțase practic Raed Arafat. Sperăm să nu se întâmple așa totuși. Nu numai Raed Arafat, ci chiar medici de la terapie intensivă. Știu că de luni de zile atât domnul Musta, domnul Marinescu, domnul Țincu au atras atenția că este posibil să ajungem în această situație și din păcate cred că ne apropiem cel mai mult de acest lucru. Da, vă prezintă și ceilalți invitați care sunt în legătură directă cu noi prin Skype, domnul Răzvan Chirecheș, expert în sănătate publică, și Mircea Dobre, deputat pro-România. Le mulțumesc foarte mult și îi salută pe amândoi invitații. Domnule Chirecheș, către dumneavoastră merge prima întrebare. Tot așteptăm să ajungem la 3 la mie. De ce mai așteptăm, sincer? De ce să mai așteptăm, totuși? Nu are niciun fel de sens. Nu este rațional să aștept să ajungi la 3 la mie. Pentru că măsurile, cu cât se iau mai repede, cu atâta se va coborâ înapoi sub marja de 3 la mie. Prima măsură care s-ar putea lua și care ar putea să minimizeze timpul în care școlile sunt închise, în care restaurantele sunt închise, este obligativitatea purtării măștii oriunde în afara locuinței. Spații deschise, spații închise, să nu conteze. Da? Există un grad de disconfort, dar această măsură va amâna cât mai mult posibil perioada de carantinare, practic, carantină parțială care va urma. Și eu nu am nicio îndoială că se va ajunge la 3 la mie, nu doar în București, în toate orașele mari, unde avem aglomerări urbane mari.
Domnule Cherecheș, la cum arată datele acum? Nu stăm foarte bine la numărul de paturi de la ATI. Nouă, nici nu ni s-a spus de fapt foarte clar inițial. Am aflat că ar fi în jur de 1000 de paturi la ATI, dotate cu acele ventilatoare speciale, vreau să spun, nu pentru persoanele care au alte probleme de sănătate, deci strict pentru cei care au coronavirus. După care am aflat că numărul lor ar putea să fie undeva mai mic, undeva pe la 800. În momentul acesta, având 700 de cazuri, chiar și dacă am avea 1000, chiar și dacă am avea 800 și ceva, tot este un număr foarte mare. În scurt timp, în vreo două săptămâni, dacă nu se face nimic, putem să bănuim că nu va mai fi loc la ATI. Niciun sistem de sănătate public, de sănătate din lume nu poate să facă față unei creșteri exponențiale a numărului de cazuri. În următoarele două săptămâni numărul de cazuri va crește. Deci nu este nicio îndoială aici, pentru că în fiecare zi noi vedem rezultatul a măsurilor de acum două săptămâni. Nici astăzi încă nu s-au luat măsuri drastice în ce înseamnă purtarea măștii, respectiv o campanie eficientă, constantă de informare, educare și amenzi pentru nepurtarea măștii și obligativitatea purtării măștii în spațiile publice, care ar fi avut șanse ca în două săptămâni să înceapă să scadă. Nu s-a luat această măsură, deci numerele vor continua să crească. Vom vedea scăderea numărului de cazuri abia când se va intra în lockdown, atunci când domnul Arafat nu va avea de ales decât să ia măsurile potrivite, pentru că, nu-i așa, Ministerul Sănătății a eșuat să facă testare de detecție și izolare. Deci, părerea mea că înainte să ajungem să se vadă rezultatele lockdown-ului, vom ajunge să avem toate secțiile de terapie intensivă pline și medicii, din nefericire, vor trebui să ia decizii cine trăiește și cine moare, ceea ce este trist, că ajunge să se delege răspunderea și presiunea pe medicii din terapie intensivă. Și mai mult de atât, vedem că s-au luat, cel puțin în București, niște măsuri în ceea ce privește repartizarea pacienților cu COVID-19. Vor merge la toate spitalele. Practic nu va mai exista spital COVID, non-COVID sau suport COVID. Toate spitalele vor avea bolnavi de COVID, dar cazurile medii și grave vor fi repartizate doar către trei dintre spitale, cel de pneumologie și celelalte două, Victor Babeș și cel de boli infecțioase. E o idee bună să fie extinsă și în alte zone, acolo unde avem foarte multe cazuri, domnule Cherecheș? Sigur că da. Este o chestiune de circuit. Odată circuitele sunt puse la punct, cazurile grave trebuie acoperite. Sigur, ar trebui... Îmi cer scuze că vă întrerup. Vom reveni la domnul Cherecheș. Urmărim și ce se întâmplă în politică. Sunt declarații acum la PMP. Cetățenii României să fie prudenți în continuare, pentru că, din nefericire, traversăm una dintre cele mai negre perioade din istoria României. Avem, din păcate, în față de trecut împreună printr-o perioadă foarte grea, ținând cont de această criză de sănătate pe care o traversăm. Din nefericire, nu avem cum să oprim viața în loc, trebuie să facem ce ne stă în putință pentru a apăra ceea ce este mai de preț în societatea noastră, și anume drepturile fundamentale și atașamentul nostru față de democrație. Tocmai de aceea, PMP a luat toate măsurile necesare pentru a intra în această competiție cât mai pregătit și, în același timp, facem apel în continuare la toți cetățenii, la membrii noștri, la susținătorii noștri, să fie vigilenți în această perioadă și să aibă grijă de ei. În primul rând, suntem bucuroși că am încheiat listele de candidaturi pentru toate județele și există o premieră importantă. PMP intră în această competiție fără importuri. Suntem partidul care nu a importat niciun parlamentar de la alte partide, oameni care pe ultima sută de metri au venit aici, în curtea PMP, și ne-au implorat să luăm pe listele noastre pentru a aduce plus valoare. Noi credem în șansa membrilor noștri, noi vom merge pe cont propriu, vom merge ca un partid autentic care se revendică a fi drept un partid creștin-democrat. Linia noastră politică izvorăște din familia popularilor europeni
și sunt absolut convins că, așa cum am convins la alegerile locale, îi vom convinge pe români să fie alături de un partid patriotic, așa cum este Partidul Mișcarea Populară. Deci avem listele complete. De asemenea, astăzi am luat decizia de a numi președinți interimari la organizația Bihor, Dâmbovița și Vaslui, având în vedere că la ultimul colegiu liderii organizațiilor de acolo, din cauza scorurilor obținute, și-au prezentat demisia. În acest sens, sunt absolut convins că vom avea, chiar dacă traversăm o perioadă grea, alegeri la timp. Este regretabil că după 10 ani, în continuare, românii sunt invitați să voteze aproape 500 de parlamentari, deși în urmă cu mai bine de 10 ani, peste 7 milioane de români au decis într-un referendum că este esențial să avem maxim 300 de parlamentari. Suntem singurul partid politic din România care a depus de două ori în Parlament un proiect de lege prin care am cerut reducerea numărului de parlamentari la 300. Din păcate, nu am avut suportul necesar, deși în 2018 legea cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost adoptată de Senat. Se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaților de mai bine de 2 ani de zile. Și fac aici apel public către președintele Camerei Deputaților și cer domnului Ciolacu să propună pe ordinea de zi a Camerei Deputaților de săptămâna viitoare votarea proiectului cu privire la reducerea numărului de parlamentari. Italia a avut în urmă cu 3 săptămâni un referendum prin care a redus numărul de parlamentari. Dacă vrem să manifestăm empatie față de români într-un moment de criză, trebuie să avem curaj și să răspundem unei așteptări. Iar această așteptare se numește reducerea numărului de parlamentari la 300, lucru pe care PMP l-a cerut și suntem la distanță de un vot. Putem da acest semnal acum în ceasul al 12-lea. Mă bucur că partidul a validat echipa care va deschide lista la București. Așa cum v-am anunțat și data trecută, la Senat va fi domnul ministru Diaconescu cap de listă în București. Eu, împreună cu colega Ioana Constantin și președintele de București, Sebastian Moise, vom fi pe lista de la Camera Deputaților. Colegul Mihai Neamțu va deschide lista la Camera Deputaților în Timișoara. Colegul senator Lungu va deschide lista la Camera Deputaților în Cluj. La Senat, cunoscutul fotbalist Dorinel Munteanu va deschide lista senatorilor PMP din județul Cluj. La Suceava, domnul viceprimar Andronache va deschide lista la Camera Deputaților. La Neamț, echipa Gavrilescu-Chitic va deschide lista domnul Gavrilescu la Camera Deputaților, la Senat domnul primar Chitic. La Iași, cunoscutul parlamentar, unul dintre cei mai activi parlamentari români, domnul Petru Movilă. Și pentru că știu că așteptați răspunsul organizației noastre de la Constanța, o să invit pe colegii mei de la Constanța să prezinte echipa. Bună ziua! Le mulțumesc domnilor Eugen Tomac și Claudiu Palaz pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o, aceea de a deschide lista la Camera Deputaților în județul Constanța. Mulțumesc și Da! S-a prezentat planul pentru alegerile parlamentare. Vom vorbi de altfel despre alegeri, pentru că îl auzeam ceva mai devreme și pe Eugen Tomac vorbind despre alegerile la termen. Alegerile la termen ar fi și pe data de 6 decembrie, dar ar fi și în martie. E o discuție foarte amplă aceasta și ar fi de așteptat și răspunsul președintelui. Este foarte important ce va transmite și președintele în acest sens. V-aș întreba, domnule Cherecheș, revenim la dumneavoastră așadar și vă mulțumesc pentru răbdare. Dacă dumneavoastră personal, știu că nu sunteți afiliat politic, tocmai de asta apelez la un și am încredere că voi primi un răspuns obiectiv.
Credeți că în situația în care suntem acum ar fi oportună organizarea de alegeri în luna decembrie sau poate ar fi o idee mai bună amânarea lor? Actul votării propriu-zis, în condițiile în care se respectă condițiile de igienă, respectiv purtarea măștii de către votanți și toți cei din secții de votare, păstrarea distanței, dezinfectarea suprafețelor și a mâinilor, actul votării nu constituie un risc. Deci se poate face oricând din acest punct de vedere. Mai riscante este campania electorală, unde politicienii vor dori să adune oameni, să strângă mâini, să pupe oameni și mai departe. Deci din perspectiva sănătății publice nu constituie un risc în sine votul, că e în decembrie, că e în martie, asta e decizie politică, nu e o decizie de sănătate publică. Da, importantă discuția și importantă și concluzia până la urmă. Eu a reușit să împartă acest subiect România în două. Unii spun că e o idee bună, alții spun că nu e o idee bună și e o discuție și politizată. Aș trece la politicieni acum să vorbim totuși despre contextul în care ne aflăm, cu o creștere susținută anului de cazuri, pe care o vedem nu numai în România, o vedem în toată Europa, în toată lumea mai precis, avem o astfel de creștere. Domnule Dobre, ce se poate face în acest context? E important și ce mesaj vor transmite politicienii, l-ați auzit pe domnul Cherecheș. Acum, dacă o luăm de la capăt cu acele manifestări în stradă și cu tot felul de paranghelii înainte de alegeri, n-am făcut nimic. În primul rând, nu știu dacă știți, noi am venit cu o inițiativă legislativă în așa fel încât să se suporte de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății testarea pentru determinarea infectărilor cu noul coronavirus, pentru că numărul celor care se testează trebuie să crească și nu toată lumea are bani ca să poată plăti la privat contravaloarea unui test care e de aproximativ 450 de lei, 350 de lei. Toate aceste sume pentru testarea și pentru determinarea infectărilor se face din fondul de rezervă al guvernului, pentru că ne-a demonstrat înainte de alegerile locale că banii există, cei care asigură guvernarea în acest moment, în momentul în care am împărțit miliarde de lei către administrațiile publice locale. Acest guvern a avut la dispoziție 7 luni de zile în care să creeze noi locuri pentru bolnavi de COVID. Am avut o pauză pe timp de vară în care numărul infectărilor a scăzut datorită temperaturilor mai crescute și în loc să creeze locuri în spitale mobile construite și care stau nefolosite, observăm că vin cu o idee absolut alucinantă ca toate spitalele din București, cel puțin, este primul pas, că vedem că București este cel mai afectat, să le transforme să fie de COVID. De ce alucinantă? În ce sens alucinantă? În ce sens alucinantă? Păi amestecăm bolnavii cu boli cronice cu cei cu COVID, că atunci, după cum știm, cei care au alte comorbidități, ei vor fi la rândul lor, vor lua acest virus și în acel moment vor muri. Dacă măcar să transformi un etaj, nu poți să amesteci și să pui în aceeași rezervă sau pe același etaj. Păi asta spune și DSP-ul, totuși, să fie secții. Acum ar trebui să fim corect să spunem că asta s-a și solicitat totuși, domnule Dobre. S-a solicitat, dar ce au făcut timp de, măcar pe perioada verii, ce au făcut până acum? Că toată lumea știa că aceste cazuri vor exploda pe timpul anotimpului respectiv în toamnă, în condițiile în care apar și gripele, cum avem și gripa B, care, după cum știți, fac parte din familia coronavirusilor. Deci, la fel cum face parte și acest SARS-CoV-2. Aici, deci, da, aici aveți dreptate. Tot atâtea luni. Da. Exact. E o suprapunere nefericită între două situații explozive. Bun, aș vrea să-l întreb totuși și pe domnul primar încă nevalidat. Este cel care a câștigat mandatul, urmează să fie validat. E o discuție mai amplă și vom vorbi și despre asta. Domnul Virgil Chițac, primar ales al Constanței. Bună ziua, domnule Chițac. Cum aveți de gând să manageriați în perioada următoare, după ce veți fi validat, să manageriați ce se întâmplă în oraș? Aveți persoane instituționalizate foarte mult, aveți spitale, aveți școli, grădinițe, creșe. Cum veți manageria
o eventuală posibilă creștere din ce în ce mai mare în perioada următoare a numărului de cazuri. Managementul e unul integrat, adică primăria are rolul ei în povestea asta, dar la fel de bine vorbim aici de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică, ce știți foarte bine că sunt Direcția de Sănătate Publică este în subordinea guvernului. Deci e vorba de un management integrat. În ceea ce privește primăria, sigur că rolul primăriei în zona școlilor îl reprezintă asigurarea materială și trebuie să punem în aplicare ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației, pe care știi dinainte de deschiderea școlilor, să verificăm lucrul ăsta. Și să asigurăm toate materiale necesare, de la laptopuri, dar vănesc încă s-au asigurat, nu știu exact. Materiale sanitare, tot ce înseamnă asigurarea materială. Iar la spitalul aflat în subordinea noastră, care este un spital de boli infecțioase, lucrul ăsta se întâmplă în momentul acesta. Intenția mea este, primul lucru pe care îl fac este să mă interesez de lucrurile astea. Adică dacă au tot ce le trebuie, dacă sunt supraaglomerați, ce putem face. Bine, asta în contextul în care Constanța stă, hai să spunem, binișor, în sensul în care n-am depășit pragul de 1.500 pentru cei infectați. Da, plus că sezonul cald s-a terminat, nu mai vin nici turiști în zona aceea, da, cel puțin în perioada următoare. Așa este, dar să ați scăpat de un risc temporar. Suntem apărați și fizic. Dacă vă uitați la est, avem Marea Neagră. La nord, județul Constanța are Tulcea, care nici el nu stă rău din zona asta. Iar la sud avem Bulgaria și la vest, așa, ne învecinăm cu restul țării. Bun, continuăm discuția noastră. Rămâneți alături de noi în câteva momente. Nebunia asta, vorbind despre creșterea de la o zi la alta a numărului de noi cazuri de coronavirus, e un apel din partea lui Gigi Becali. O discuție interesantă. Abia aștept să atacăm subiectul cu domnul Cherecheș. Spune Gigi Becali că el are de gând să aducă vaccinul din Rusia. Este acel vaccin controversat care are, se pare, și efecte adverse. Și încă un alt medicament din India pe care chiar el și familia lui și apropiații lui l-au folosit. Îl recomandă Gigi Becali, vrea el să fie distribuitor către farmacii, fără adaos, ca toată lumea să beneficieze de acest tratament până când vin alte vaccinuri care sunt acum în fază de testare. Haideți să vedem declarația lui Gigi Becali și apoi o comentăm. Vreau să aduc niște medicamente. De ce? Pentru că virusul ăsta este un fleac. Numai că oamenii nu știu, n-au... De exemplu, tu ai virus. Sau, Doamne feste, n-ai. Au avut zeci de persoane pe care i-am vindecat. Ce medicamente ai de la farmacie, știi? Ce? Să ne spună Ministrul Sănătății, băi, dacă ai simptome, te duci și ei de la farmacie cu tare medicament, că de fapt ei de ce mor? Pentru că stau fără niciun medicament, fără niciun tratament, 2-3 săptămâni. Domnule Cherecheș, dincolo de amuzamentul pe care îl poate stârni Gigi Becali ca personaj, putem să luăm în calcul această idee de a lua până când apare vaccinul de la Oxford sau cel de la Johnson & Johnson, care sunt acum în ultima fază de testare, să-l luăm pe cel rusesc? Nu, nici vorba. Vaccinul rusesc nu a trecut prin toate fazele de validare, care este o metodologie extrem de clară, cu multiple triaje clinice prin care trebuie să treacă un vaccin înainte să fie validat. Ori rușii au scurtat perioada, au sărit etape importante, sunt oficiali ruși care și-au dat demisia din cauza scurtării acestei perioade, deci nu este un medicament validat. Numai domnul Becali poate să spună ce vrea, dar asta e ca și cum am întrebat pe cineva de pe stradă ce părerea despre construcția unei hidrocentrale, care e cea mai bună abordare. Asta e opinie personală, care nu reprezintă absolut nimica. Aici opiniile specialiștilor și studiile sunt singurele care vorbesc. Bun, și pentru perioada următoare avem deja un nou record. O să vă rog să dați puțin mai încet pentru că ne auzim cu eco.
puțin mai încet televizorul, dacă aveți un televizor. Bun, pentru perioada următoare, la ce să ne așteptăm, domnule Cherecheș? Deja am depășit 4.000, suntem în creștere și în privința numărului bolnavilor de la ATI. Ministrul Sănătății ne spunea de curând că vom avea o creștere, după care o scădere. De unde să vină scăderea asta? Dumneavoastră credeți în ea? Aici nu e o chestie de crezut. Scăderea poate să vină exclusiv în acest moment din introducerea carantinei, din trecerea în online, prin reducerea interacțiunii între oameni. Altă modalitate nu avem. Am fi putut să controlăm epidemia înainte dacă Direcția de Sănătate Publică ar fi avut mai mult personal, ar fi avut mai multe fonduri, ar fi făcut anchetele epidemiologice mai din timp și la timp, ca să prevenim înainte de infecție și imediat după infecție. Așa s-a făcut controlul în toate țările. Noi, Ministerul Sănătății nu a făcut acest lucru, a trecut vara într-o dulce amânare și într-o speranță irațională că lucrurile vor fi mai bune. Și acum ce se întâmplă e că în momentul în care vine vremea rece și oamenii intră înăuntru, singurul instrument care îl avem este introducerea carantinei. Problema este că în momentul în care am introdus carantina, în 2-3 săptămâni se vor vedea rezultatele, vor scădea numerele, se vor deschide din nou restaurantele, se vor deschide din nou școlile, după care vom avea din nou întoarcerea tot acolo. Atâta timp cât Ministerul Sănătății nu se mobilizează și face testare în numere mult mai mari decât avem acum, izolarea cazurilor suspecte sau confirmate și detectarea cazurilor, atunci tot o să avem carantină, relaxare, carantină, relaxare. Deci carantină pentru toată țara, spuneți dumneavoastră, sau doar pentru zonele în care avem o creștere foarte mare? Doar în zone, dar va fi pe zone. Nu, în toată țara exclus, nu vom mai ajunge la așa ceva. Nu este nevoie de așa ceva. Va fi pe zone. Exemplu, practic este județul Argeș. Două săptămâni dacă facem carantină, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în alte țări, e de ajuns sau tot așa ar trebui pe o perioadă mai lungă? Cam 2-3 săptămâni ar trebui să fie suficiente atât timp cât se respectă carantina. Da. Bun, acum dacă se respectă carantina, până la urmă, faptul că se închid restaurantele, toate instituțiile în care am putea merge. Nu aveai voie întruniri, evenimente cu mai mult de 50 de persoane în spațiile închise, restaurante sau alte unități de acest gen și se făceau nunți și botezuri cu 500 de persoane. Oamenii, în general, nu prea respectă. Haideți să fim serioși. Au respectat în stare de urgență datorită amenzilor foarte mari care existau atunci, ca să nu le plătească. Din cauza ar fi fost necesar, dar aici a fost ceva benefic la vremea respectivă. Altfel, nu ar fi respectat nici starea de urgență. În cazul în care vom avea o creștere, este posibil să ne întoarcem la ce se întâmplă niciodată în perioada aceea, stare de urgență, dar nu pe toată țara, pentru anumite zone în care numărul este mai mare. Revenim după publicitate. Îi mulțumesc foarte mult domnului Cherecheș că a fost alături de noi. Revenim cu un alt subiect. Avem primari aleși, dar încă nevalidați. Se întâmplă la București. Vedem unde se mai întâmplă în alte locuri din țară. Revenim așadar la discuția noastră. Am avut la alegerile locale foarte multe discuții în legătură cu fraudele, cu acuzații de o parte și de alta. În sfârșit, astăzi, poate ați aflat, a fost confirmată ca edil Clotilde Armand la sectorul 1. Da, e bine ce spune Liliana, că a fost semi-confirmată pentru că decizia de astăzi a tribunalului poate fi atacată cu apel. În schimb, Nicușor Dan, primar ales, încă nu poate să fie numit, încă nu poate să fie validat, pentru că trebuie și consilierii să fie toți validați. Avem alături de noi în legătură telefonică directă un alt primar ales și sunt curioasă dacă și dumnealui a pățit la fel, domnul Virgil Chițac. Dumneavoastră ați pățit la fel? Întrebam? În ce sens? Adică nu puteți să fiți validat din vari motive? Trebuie să fie validat și colegii din Consiliu? Am depus actele la judecătorie luni. Problema care s-a evit este că instanța mi-a stabilit termen peste 8 zile, adică pe 20. De ce spun că e o problemă? Pentru că ieșim cumva din prevederile codului administrativ. Dacă validarea se va întâmpla pe 20, așa cum a decis instanța ca să judece, în sensul în care în codul administrativ spune că validarea trebuie făcută în maxim 20 de zile de la data alegerilor.
Ori noi pe data de 20, când este programată judecarea în instanță, suntem la mai mult de 20 de zile de la data alegerilor, atâta tot. În acest sens, am făcut o cerere de intervenție către, de preschimbare, iertați-mă, către judecătorie. Am înțeles de pe portal că acest complet a aprobat ca să se judece astăzi și e posibil ca la sfârșitul zilei de astăzi să fie validat și mandatul meu, dar nu pot să vă spun sigur. De ce s-a întâmplat așa, Liliana? La alegerile anterioare nu am avut nici discuțiile pe care le-am avut la sectorul 1, o adevărată telenovelă, nici în cazul domnului Chițac nu e niciun dubiu, la el nu era nicio acuzație, nicio fraudă. De ce durează atât de mult? La sectorul 1 a fost un caz particular, pentru că acolo au fost și plângeri penale și așa mai departe. Acum nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situații, pentru că nu am mai avut astfel de situații. În general, instanțele de judecată validau mandatele de primar în timpul legal prevăzut de codul administrativ și cred că și în cazul domnului Chițac va fi la fel, pentru că nu poți să depășești cele 20 de zile. Păi nici Nicu Șordan nu poate să le preia. Nici Nicu Șordan, însă acest termen expiră practic pe data de 17, deci probabil că vor fi validați consilierii, cum au fost astăzi la sectorul 1, au fost validați consilierii și această decizie este însă una cu apel, ca orice decizie a instanței de judecată. Cel mai probabil la sectorul 1 se va și face apel în cazul cel puțin al lui Clotilde Armand, pentru că acolo a fost o luptă pe viață și pe moarte. Dar în final primarii își vor prelua mandatele, asta este actul democratic, nu au câștigat toți care au candidat, a fost dorința electoratului să fie acești primari și cu siguranță că e o chestie de câteva zile. Sigur că noi, dacă nu ne dăm și în spectacol, nu am făcut lucrurile complet. Și dacă nu complicăm lucrurile, pentru că, domnule Chițac, în loc să simplificăm procedurile în general, ar trebui să învățăm ceva din acea perioadă în care a fost toată țara închisă, să simplificăm toate aceste proceduri. Noi parcă le complicăm și mai tare. Domnule Chițac. Da, din păcate, cred că nu mai e alături de noi. Ne-am fi așteptat... Vă rog să repetați. Dacă ne-am fi așteptat totuși ca lucrurile să se simplifice odată cu această pandemie, noi vedem că, din păcate, s-au complicat în general toate procedurile în România. Da, e ironic că se întâmplă așa. Dar, mă rog, nu știu de ce s-au complicat. Știți ce se întâmplă, ce cred eu că se întâmplă la sectorul 1? Instanța aceasta de validare este a unui proces necontencios. Da? Ori părerea mea este că PSD-ul vrea să transforme această validare într-un proces contencios. În momentul în care se transformă într-un proces contencios, încep să se dea termene, să ne publicăm și mai mult. A fost validat. Da, a fost validat deja, dar există și apel, trebuie spus. Revenim de la fix, rămânem la instanțe, vorbim despre o decizie a unei instanțe, în cazul unui fost membru PSD de renume, de la fix, aflați despre cine este vorba.